România trăiește, cum trăiește și în România în prezent. Dacă te-ai luat după televizoare, cam totul ar trebui să prăbușească în țara asta și nu vrea. Nu vrea deloc să se prăbușească, nu? Merge înainte. Construcția bugetară de la noi este de fapt o aritmetică cu tărăboi. O știu din anul 2000 când am fost premier. Atunci aveam 32% din PIB și se venea sistematic în fața mea, venea Ministrul de Finanțe, cu cereri de cheltuieli bugetare între 40 și 50% din PIB. Și cam asta era toată negocierea. Cum să, de unde să tai, ca în loc de 40 să ajungi la 32, plus un deficit. Păi asta e filozofie de echilibru macroeconomic. Și, da, se foloseau tot felul de tertipuri ca fiecare să-și obțină o bucată mai mare din cheltuieli. Guvernatorul Băncii confirmă că nu se prăbușește economia României. Ni s-a alăturat și jurnalistul Sorin Roșca Stănescu. Bună seara! Bună seara! Scăpat din ghearele traficului din București, care practic nu iartă pe nimeni, din păcate. Domnule senator Zamfir, Muguri Sărescu spune ceva de bine de economia condusă de PSD și de ALDE. Păi, da, acum spune de bine. Nu cu mult timp în urmă, vă aduceți aminte, era foarte îngrijorat de inflația care riscă să scapă de sub control, de deficitul care de asemenea riscă să fie prea mare. Acum mă uitam așa și la felul în care, cum, nu știu, n-a fost așa o expunere coerentă. Mie mi s-a putut așa o înseilare de niște fraze care nu prea au legătură cu subiectul. Și știți ce? Spunea că nu se prăbușește economia. Da, economia nu se prăbușește. Faptul că pe la televizoare, spunea dumnealui, sunt unii care vorbesc despre lucrurile astea, îi spun eu cine vorbește pe la televizoare. Și numai pe la televizoare, vorbește public. E vorba de domnul Ionuț Dumitru, un pupilul dumnealui care este președintele Consiliului Fiscal. Domnul Tudor Cetățeanu, care este președintele Consiliului Fiscal, este și economist șef la Raiffeisen Bank, de exemplu, din punctul meu de vedere, o poziții total incompatibile. A ieșit public săptămâna trecută și a spus că este iminent o recesiune și a venit cu niște date alarmante. E bine, de acolo s-a tot rostogolit această știre. Eu l-am audiat la Comisia Economică pe domnul Ionuț Dumitru, tocmai pentru că mi s-a părut, pe de o parte, nepotrivit momentul și nepotrivit și personajul. Adică nu poți tu, ca președinte al Consiliului Fiscal, din această funcție, să dai o asemenea știre pentru că... Consiliul Fiscal este o entitate, nu e a statului. Ba da, este exclusiv a statului român. Ei sunt plătiți din banii statului român. Nu este o entitate de piață care face evaluări în legătură cu politica economică? Nu, primește salariul de secretar de stat de la statul român. Da? Și mai primește un salariu de la Raiffeisen. Și primește salariul de la Raiffeisen. Păi nu e în ordine. Păi nu e în ordine. Că eu i-am spus așa, domnul președinte al Consiliului Fiscal, când dumneata dă astfel de știri, piața poate reacționa. Poate să crească costul de împrumut al României, întrucât dumneata dai știri de-astea alarmiste. Și atunci statul român se poate împrumuta de la banca de unde dumneata ești economist șef, puțin cel mai scump. Deci ți-ai creat un avantaj. Ca atare nu e în regulă când dai astfel de foarte interesant.